Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încoți mărmă spre Grecia. Păi e... și ce dacă e important să ajungi acolo, nu cât faci? Nu cred că e nimeni într-un spre Grecia. E marți. Nimeni nu irosește o zi de concediu. Știi cum e, că oamenii țin foarte mult la zilele de concediu și atunci dacă ți-ai concediu de luni, ai plecat, aia e orice risc. Nu știu ce să spun, nu te pot contrazice. Dacă ne ascultați, sunteți în drum spre destinația de vacanță, dați-ne un mesaj. Uite, 0728-3132, încotro mergeți? Dacă ați plecat în vacanță și dacă plecați marțea în vacanță, că Luca zice că nu irosește nimeni și că în principiu... Aici s-a mai plecat marțea. Și de ce? Că nu e nimeni pe drum. Mie exact în aceeași idee. În timpul săptămânii. Noi avem alt gen de concediu decât oamenii obișnuiți. Băi, să știi că am plecat odată marți în pandemie sau nu mai știu când, în timpul săptămânii, tot așa, pe principiu nu e nimeni. Și am stat o oră în vamă la culata acolo, la Proma. Că nu erau nici aia la serviciu. Da, nici aia nu. Nu, era o coadă, frate, o oră, o oră jumate. M-au și selectat să-mi vâre băț în nas. Da, ok. Și am făcut și testul. Erau alte vremuri, da. Da, dar așa am văzut la știri, sunt cozi mari la graniță și, mă rog, cred că anul ăsta, în mod special, la cum s-au scumpit biletele de avion, cred că foarte mulți vor pleca cu mașina prin vacanță, nu doar spre Grecia, ci în general, în Europa. Uh-huh. Unde poți să pleci cu mașina, o să pleci cu mașina, ca să salvezi banii de avion, costă foarte mult. Uh-huh. Și vor veni și surprizele, adică amenzile. Cine n-a luat amendă ca turist, mergând cu mașina... Sau nu doar ca turist, mergând cu mașina printr-o țară străină. Și întrebarea e cine a plătit-o. De ce te uiți la mine? Păi știu că ai luat ceva. Eu am și luat, am și plătit. Băi, nasol e că acolo, dacă pleci spre vest, dacă pleci spre Grecia, Bulgaria și asta, ăștia sunt cinstiți, ca noi, te opresc. Adică iau șpagă sau ce înseamnă? Nu, te opresc, dar măcar știi ce ai făcut și că îți vine o amendă sau că ai plătit o amendă. Și sau vrei că să spui că în vest habar n-ai. Dacă te duci în vest, te ia cu pozele. Da, mă. Păi sunt înnebuniți după poze. Aha. Și acolo vezi câteodată că se face, e blițul ăla care îți sare în ochi. Dar nu tot timpul, știi? Eu cu bliț n-am văzut niciodată. Am văzut eu, am prins eu în pasaje, în mod special. Da, și zona aia de Germania, spre Elveția, Austria, știi câte poze fac aia? Da. Nici nu știu unde le stochează. Foarte cu minte merg afară. Și faza nasoală e că tot aia ți le trimis și acasă în România. Aha. Apropo de asta de trimis acasă în România, am luat, nu eu personal, eram în gașcă și aveam o mașină închiriată și... Nu contează. Da, nu contează, sigur. Nu, dar vreau să spun ce s-a întâmplat. Deci s-a luat o amendă de viteză pe un drum. Abar n-am, sincer, nu ne-am mai dat seama unde și cum, nu era mare diferența. Uh-huh. Cred că vreo 15 km în plus 20 ceva de genul ăsta. Adică realmente nu era o diferență de asta, să zici că îți lua permisul. Cred că pur și simplu din neatenție. Și evident că n-am știut. Mașină închiriată, a venit o amendă de, cred, 400 sau 500 de euro după vreo 3 luni. Eram, cum mă, 500 de euro? Și ne-am lămurit. Aia săracii trimiseseră, ei trimiseseră în plic. Și pentru că nu primiseră răspuns în timp, poșta română, s-a întors la ei și au mai crescut un pic, că nu era plătită. Și tot așa, fiind o mașină închiriată, n-am mai cum să scap, că s-a executat de pe cardul de credit. Da. Dar cu ajutorul, că amenda inițială era ceva gen 40-50 de euro. Uh-huh. Care, sigur, te ustură, dar asta e rezonabil. Bă, da, când îți vine 400 sau 500, ce s-a întâmplat? Faci investigații și descoperi. Păi te-a ajutat poșta română, că nu ți-a dat la timp recipisa de plată și atunci, pentru că au trecut cele 15 zile în care puteai să plătești 40-50 de euro, stai că au început să vină mesaje. Deci că veni cu mesajele, că vorbim cu mesajele. Spuneți-ne dacă ați luat amendă ca turist într-o țară străină pentru șofat sau altfel, pentru aruncat pe jos sau ceva de genul ăsta, și dacă ați și plătit-o. Am văzut pe un forum de ăsta de călătorii, este o mare discuție că cineva a luat o amendă în Grecia, o amendă de 50 de euro, pentru că, citez, pasagerul din spate nu purta centura de siguranță. Asta mi se pare exagerat. I-au oprit poliția și au verificat. Și cum să fie mai exagerat? Ești nebun? Cum adică să fie exagerat? Este foarte corect. Dacă asta cu centura care trebuie purtată în spate, nu doar că e o obligație legală. Numai o secundă. Dacă lovești ceva, deci dacă ai un accident,
cine stă în spate zboară prin habitat. Așa este, total 80, de acord. 90, în cazul tău 120 de kilograme zboară prin habitat. Te rog frumos, 112. Ideea e în felul următor, pentru chestii de genul ăsta, mai ales că ești într-o țară străină și ești turist acolo, mie mi s-ar părea mult mai fair să-ți dea un avertisment. Dar ce, legile fizice nu se aplică în cazul... Păi nu, dar uite, eu îți spun, ca turist în Spania, acolo mi-a plăcut mult de tot. M-a oprit un echipaj de poliție care, așa? Nu știu cum a reușit să mă ajungă pe autostradă, dar mă așa. Băi. Și mi-a zis, circulați cam repede. Nu, recunosc, circulați cam repede. Vă recomandăm să vă adaptați viteza la ce se întâmplă acum. Aha. Și mi s-a părut, adică din momentul ăla chiar am circulat mai, da, mai încet. Ar trebui să închidă ochii poliția din țările străine la chestiile făcute de la chestii de genul ăsta. Da, dacă nu sunt la nimicuri. Chestii nasoale, la nimicuri. 0372069599, numărul nostru de telefon, 0728 3 de 1, 3 de 2 mesaje. WhatsApp, puteți să ne dați și mesaje audio dacă vreți. Spuneți-ne ce experiență ați avut cu poliția în alte țări când erați turiști și v-au oprit, v-au tras pe dreapta sau cine știe, poate erați doar pietoni. Uite ce zice altcineva. Hai să fim serioși, poliția greacă este prea tolerantă. Am observat că 98% din turiștii români consumă la plajă băuturi alcoolice, măcar o bere, după care urcă la volan. Pentru asta toleranță zero. Da. Pentru băutură și... Dar pentru chestii pe care omiți să le faci, cred că ar putea fi mai toleranți. Da. Altceva, pentru o centură să avem pardon. Păi centura îți salvează viața. Și ție cel care ești în mașină cu cineva care nu o poartă. Când o să dea cineva cu capul de 5 kg în tine cu 60 de km pe oră, s-ar putea să nu fie bine. Sorin din Zalău zice că a luat o amendă în Danemarca de 8.300 de euro. Cât? Cât? Poate ne spune și mai pentru ce? Cât? 8.300. 8.300 pentru, da, ce, prietene? Amenzi luate în străinătate, evenimente de genul ăsta în general. Eugen ne-a sunat. Bună dimineața! Neața. Bună, bună! Eugen! Nu ne aud. Bună dimineața! A, uite. Cam, legătura e cam... Da. Zine după scurt atunci, ca să noi te auzim bine, da. Da, 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 te auzim. Bună dimineața. În urmă cu 5 ani am fost într-o delegație în Germania, da. Și era o ofertă pentru a ajuta studenții la o piscină în Göttingen. Seara de la 8 era reducere, vreo 5 euro până la 9 jumate. Așa. Eu eram vreo 30 de kilometri și zic, hai să beneficiez și eu de oferta studențească, deși era mai în vârstă. Și am plecat pe un drum de ăsta secundar, județean, cum îi zice la noi. Așa. Într-o pădure slab iluminată, cu niște case pe dealuri care nu se observau, am trecut cu 70 la oră și era semn de 50 la oră. Acolo m-a luat un aparat ăsta fotofix. În pădure. Și la intrare în Göttingen e o pantă descendentă cu restricție de 30 la oră. Zic, o las să curgă ca românul cu 50 la oră. Aha. După un semn de circulație, flash-ul m-a luat și acolo. Am plătit o piscină de 180 de euro. Bravo! Pentru... Ai avut 5 euro discount. Da, cea mai ieftină piscină din viața mea. Concluzia este că suntem cam vitezomani. În vara asta, cu noua lege care a intrat în vigoare în 6 iulie, mi-am pierdut carnetul venind dinspre Tulcea la Constanța. E o zonă unde au o plasă de sturioni și poliția împreună cu primăria au lăsat un semn, nu l-au dezafectat la ieșire din baia. Așa? Și acolo e o plasă de sturion unde toți sturionii sunt prinși, ori cu viteză, ori altfel. Și cât aveai aici? Acolo. Cât aveai? Aveam 105, dar e o zonă de câmp care a intrat în intravilanul localității Baia. Asta se poate depăși. Că aleargă sturionii ceva de speriat una peste alta. Da. Nu alegeți, spui asta, dacă depășești cu peste 50, să ia carnetul nu știu cât timp. Presupun că la asta te referi. Cred că da. Spun, știi cum civilizează niște camere de-astea fixe, radare, puse în astfel de locuri? Mamă, după aceea știi ce frumos o să conducă toată lumea. Eu de-abia aștept să pună camere fixe pe DN1 la intrarea în București, unde se merge... Toți merg ca bezmetici. Uite, apropo de camere fixe, George din Cluj povestește că în Italia a primit amendă pentru viteză calculată între semafoare pe radare fixe. Mm-hmm. A fost o amendă de 35 de euro. Un alt român m-a sfătuit să fac contestație, că sigur o anulează. Am făcut contestație, dar n-am adus nicio motivație, că nu aveam. Din acest motiv am mai primit 200 de euro amendă pentru irosirea timpului autorităților. Ce se pare foarte tare. Îmi pare rău de tine, dar foarte bună idee. V-am zis că în Germania mi-au calculat distanța față de mașina din față. Aha. Și am luat amendă pentru chestia asta. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața! Dimineața, domnilor! Eu am făcut naveta vreo 2 ani în Germania.
Știam de camere fixe și credeți-mă că am respectat regulile de circulație cât de bine am putut. În schimb, a fost oprit autostradă de poliție, de mai multe echipaje de poliție. Deci, efectiv, și control antidoping au făcut. N-am primit amenzi, doar de parcare, alea nu le-am plătit, că așa a fost situația. În rest, chiar de acord cu montarea camerelor fixe în toată țara, peste tot, efectiv, ca în afară. Și atunci, într-adevăr, vom avea niște șoferi civilizați. Mulțumim deci, foarte mult. Campion la amenzi, totuși Germania. Deocamdată din ce da. Dar vreau să spun, apropo de asta, eu am luat odată o amendă de parcare în Belgrad pentru că n-am putut să plătesc parcarea prin SMS. La ei este acest sistem. Da. Asta se întâmpla în urmă cu vreo 14 ani, 15 ani. Băi, m-am chinuit, mi-a explicat un sârb cum să face, n-a reușit să plătesc. Și noi trei, când am fost acum două săptămâni la Timișoara, am închiriat o mașină și am trecut în Iugoslavia și ne-am oprit în Serbia, pardon, și ne-am oprit în Vârșeț, unde la fel. Parcare de plătit prin SMS. Noroc că ne-a plătit un sârb drăguț, simpatic, căruia îi mulțumesc încă o dată. Ne-am dat de ceasul morții, n-am găsit nicio variantă. Era o mizerie, adică era ceva gen 2 lei sau ceva de genul ăsta, nu puteam să plătim. Ce faci? Că e amendă. Apropo de sârb, uite cineva zice, cel mai frumos e la sârbi. Sunt foarte înțelegători, chiar dacă nu cunoști limba, apropo de asta, zice, dar să nu pleci fără euro la tine. Avem foarte multe mesaje, foarte multe cu amenzi de-astea luate pentru centuri în spate, de câte 90-100 de euro, Franța, Germania, dar avem și situații interesante. Uite, Gelu mărturisește că a luat 4 amenzi într-o singură zi în Elveția, în total 1000 de... De-aia, cum se cheamă? Franci-Elveție, așa. Am primit hârtie acasă, n-am plătit nimic. Data viitoare m-au săltat în aeroport și am plătit 500 de franci, pentru că nu toate landurile reportează amenzile la poliția de... Raportează mișto asta, frontier. Da. Francis ne povestește că... cumva și când se prescrie. Băiete, da. În Slovenia a luat amendă 400 de euro pe autostradă pentru halogene aftermarket. Am plătit pe loc 200 foarte la polițist cu chitanță și de atunci nu mai vreau să aud de tuning. Da, nu, foarte bune. Astea sunt diversi șoferi care își pun ei niște faruri mișto. Mamă, și te orbezi, nu te vezi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.